Astăzi la Călător în România vizităm municipiul Orăștie, una dintre cele 7 așezări din Transilvania fondate de către coloniile de sași. A fost atestat documentar în anul 1224, fiind recunoscut de-a lungul timpului ca un centru renumit de meșteșugari. Luăm la pas străzile și descoperim cele mai importante atracții turistice. Cetatea Orăștiei. În centrul Orăștiei se află ruinele cetății de altădată cu zidul de apărare ce constituia un sistem de fortificații medievale specifice. Cetatea din Orăștie este amintită documentar încă din 1544. Așa cum apare astăzi, fortificația de la Orăștie avea o formă rectangulară cu latura de est ușor semicirculară. Pe parcursul vremii, zidurile au fost reparate în diferite puncte cu piatră și cărămidă. În incinta cetății se situează ansamblul constituit din Biserica Reformată, construită în secolul XIV, și Biserica Evanghelică, construită în secolul XIX. Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului. Biserica se încadrează în tipul curent întâlnit în arhitectura Transilvaniei de secolul al XVIII-lea, specific pentru comunitățile ortodoxe care încep să-și ridice lăcașuri de cult în această perioadă, pe lângă celelalte culte, catolic sau protestant. Tipul este cel biserică-sală în stilul gotic, săsesc, cu altar, naos, între cele două spații, elementul specific nelipsit din nicio biserică ortodoxă, iconostasul, pronaosul cu turn clopotniță, la care se adaugă un mic pridvor pe latura de vest la intrare. Biserica Reformată. Biserica Reformată din Orăștie a fost construită în secolul al XIII-lea în stil gotic împreună cu zidul cetății care înconjoară curtea bisericii și este declarată monument istoric. Inițial a fost biserică romano-catolică, iar în epoca reformei, aproximativ în anul 1560, a devenit reformată împreună cu parohia. Despre întemeietorul, respectiv constructorul bisericii, nu există documente, dar se presupune că a fost biserică episcopală de sine stătătoare, crucea episcopală găsită în interiorul bisericii pare a dovedi aceasta. Presupunerea se sprijină în parte și pe faptul că Ordinul Călugărilor Franciscani a avut și are și în prezent biserică și mănăstire proprie. Muzeul de etnografie și artă populară se regăsește în mijlocul orașului și reprezintă una dintre cele mai importante colecții etnografice din județul Hunedoara. Vizitatorul poate afla multe lucruri interesante despre viața rurală specifică zonei, în special Orăștiei. În cele 6 săli organizate tematic sunt reprezentate ocupațiile principale: agricultura, păstoritul, vânătoarea, pescuitul, prelucrarea lemnului, dar și detalii despre portul popular, datini, obiceiuri, religie și viața spirituală.